Înainte de a veni în Japonia, nu auzisem în viața mea de această pădure de Aokigahara. Începând de prin anul 2000 ceva de genul ăsta, numărul de cazuri a fost între 70 și 90. Se află între Wind Cave și Ice Cave. Aici undeva. Ah, aici este ceva. Ia uite, frate. Vezi? Astea ce sunt, mă? Bă, cred că am văzut ceva. Mama, ai grijă aici. Să-mi bag piciorul. Vezi că grupul e la... Da, ai grijă aici, că e groasă. Fii atent aici că... Aici este ceva. Ia uite, frate. Vezi? Da. Ok. Cum ajungem acolo, cel mai simplu? Și pare mai... Pe aici? Nu, cred că pe partea aia, așa. E mai ușor partea. Hai pe acolo. Nu în același timp. Da. Nu în același timp, că sigur cedează asta sub noi. Mama, ai grijă la asta aici jos, că ți intră picioarele în ea. Hai. Știți care e faza dubioasă? Marea majoritate a oamenilor care au venit și s-au omorât aici sunt oameni de afaceri între 40 și 60 de ani. Eu nu sunt o persoană foarte, cum să vă spun, nu cred foarte mult în, o secundă, în superstiții și în treaba asta, dar eu vreau să deschid geanta asta, vreau să văd ce e înăuntru. Da, dacă... Mă filmezi? Da, dacă... Vino în coace și ia camera. Mi-e trișă că poate să fie, nu știu ce poate să fie. Filmează-mă puțin. Poate să fie din astea furnici, mă gândesc, sau ceva gândaci. Astea sunt niște... Bețișoare de mâncat. Da. Bere. Asta este un pahar Berziliu sau ce, asta de la chimie, țin aminte. Asta este o bere brewed for good times. Asta e bere japoneză? Da. Ia citește pe aia data expirării, poate așa ne dăm seama. A, câte dreptate ai, bă, ce deștept ești. Fii atent aici. 2012. 2012-05, 2011-09. Se poate vedea aici? Poți să focusezi aici? Se puțin. Da. Se vede? Da. 2011 și 2012, vezi? Mamă, păi e foarte cred vechi. Cred că 2011 data fabricației și expiră probabil pe 2012. Mamă, păi e foarte vechi în cazul ăsta. Ia să o las aici, ok. Cred că eventualul cadavru sau ce era aici a fost descoperit. Este. Dar nu e nimic în geanta asta. Dacă a fost, probabil că a fost luat da, de retracție. Da, probabil că a fost găsit, îți dai seama, știi. E destul de vechi, adică pana mea, 2012. Mamă, frate. Ia, filmează-mă. Bă, e dubios că am pus mâna pe chestia asta? Dă-mi puțin. Hai să ne gândim, să încercăm să reconstituim puțin ce s-a întâmplat aici, dar să luăm puțin logic. Targus. Hai să ne folosim ceea ce avem. Targus, da? Targus este printre cele mai bune firme din lume care fac genți de genul ăsta. Am avut eu un rucsac Targus. Ia să vedem. Asta tot Targus e? Mamă, deci tu îți dai seama că astea stă aici de 4 ani? Ce 4 ani? 6 ani? Uite. Beyer Dynamic. Beyer, dacă nu mă înșel, din câte țin aminte, era ceva cu microfoane sau o chestie de asta.
Da, da, da. Cred că eu asta ți-am intrat, ceva cu microfoane sau, în fine, Targus. Vă spun general că gențile de genul ăsta sunt foarte, foarte, foarte scumpe. Ia. Și asta ce? Bă, ar fi super bine dacă am aflat ce-i chestia asta. Ia uite-te puțin. Poți să-i faci o poză și poți să căutăm pe net acasă, știi? Ia, dar stai că mai e ceva. Asta ce? Bă, uite o carte, frate. E sub... E sub ăla? Da, uite o carte. Vezi ușor să nu se... Bă, e carte de benzi desenate, ești nebun? Sunt benzi desenate, nu? Da, da, da. Manga, cred că e. Cred că e manga, da. Băi, tu ești nebun? Cred că omul ăsta era pasionat de... Nu, da, am citit pe net că mulți dintre cei care veneau aici își... își luau din astea să citească, că îi linișteau. Acum știi că... Acum știi care e faza? Nu știi exact dacă omul ăsta s-a omorât sau nu. Da, adică n-avem nicio certitudine, dar chiar dacă s-a omorât, probabil că atâta, cum ai zis și tu, a fost găsit. E din 2012. Mamă, frate. Din 2012 aici. Nu, mie știi ce nu-mi vine să cred? Mie nu-mi vine să cred că sunt... Bă, suntem primii care au de găsit chestia asta? Bă, e posibil. Păi nu, dar mă gândesc așa, dacă altcineva ar veni să găsească treaba asta aici, cu siguranță ar face exact ce am făcut eu. Le-ar lua, le-ar muta. Nu, 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 dar pune mâna să vadă ce e, nu? Da, 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 și asta pare neatinsă de foarte multă vreme. Adică nu cred că cartea, de exemplu, nu cred că a fost atinsă de ani buni. Da, așa e. Înseamnă că am avut noroc. Ai luat aia să vezi ce pe ea? Da, e un fel de iaurțel de la, luat de la, probabil de la 7-Eleven. Am văzut ceva similar la 7-Eleven. Mamă, mamă. O chestie de aia, cum e laptele pe care le-ai luat tu. Ah. Bă, acum mă simt puțin ciudat, vorbesc serios, mă simt. Sincer, e... Mă simt puțin ciudat. Vă dați seama că sunt șanse foarte mari ca aici o persoană, în locul ăsta în care ne aflăm, cu o persoană să-și fi luat viața. Acum, deci dacă era în 2012, bine, berea avea din două... Probabil că e între 2011 și 2012 asta făcută, da, aici. Da, da, da. În principiu, berea nu se vinde dacă a fost făcută în 2011, sunt șanse mici să fi fost vândută. Am după trecut 7 luni de zile. Nu, nu, după 7 luni de zile. Încerc să mă gândesc când ar fi data evenimentului. Dacă berea este făcută în 2011, luna, ia să vedem o dată luna. Că scria luna. Trebuie să scrie luna. Septembrie 2011, data de expirare este de mai 2012. Atunci șansele sunt foarte mici ca persoana în cauză să fi cumpărat această bere, de exemplu, să zicem în ianuarie 2012 sau în martie 2012. Berea asta, deci cazul ăsta, omul ăsta care a murit aici, a murit undeva pe la finalul 2011. Între septembrie și decembrie, zic eu. Dumnezeu să-l ierte. Păcat, dacă chiar sta... Dumnezeu să-l ierte. Frăduț, zi tu că nu arată dubios pomul ăsta de aici. Uite-te în fața ta. Arată foarte dubios. Uite-te cum arată rădăcinile. Auzi, dar chestia asta, dar ce e? Ciupercă mare. Ciupercă. Uite-te, frate, cum arată asta, ești nebun, rădăcina asta. Ia uite ce am mai găsit. Niște ochelari. Erau aici, jos. Și au și cârpa aia de șters, vezi? E și cârpa aia de șters aici. Cred că sunt în stare, nu cred că sunt rupți. Nu, nu sunt sparți, nu sunt sparți. Uite, au lentilele aici. Nu sunt sparți. Da. Bă, nu vreau să vorbesc prostii și nu vă păcălesc, dar acum nu știm exact în ce direcție trebuie să mergem. GPS-ul ne arată o direcție, am și Maps Mio ăla și ăla mi-arată o direcție, mi-arată ambele aceeași direcții, că eu le-am folosit să le confrunt. Dar până mi-am dat seama că și Maps Mio tot după GPS merge, adică tot după compas aia. Am rupt pomul cu aia. Da, mă, lasă-l, lasă pomul, focusează-te aici. Că eu nu știu unde suntem acum, îți spun că se poate declar și îmi e și târșe acum, spun, fără să mă cac pe mine. În momentul ăsta îmi este teamă, pentru că îți spun, nu știu unde suntem. Teoretic, dacă e să-mi iau după GPS, încolo, stai să vă arăt, încolo ar fi direcția cea bună, gen. Dar din câte țin eu minte, băi, da, încolo ar trebui să fim bine.
Una e să fac asta pentru mine și pentru vlogging și alta e să fiu prost. Nu știu de ce am luat-o eu pe drumul ăsta, frate. Trebuia să ne întoarcem acolo, mă, unde... Dar sunt eu prost, mă, asta e. Când ești prost... Bă, nu e normal. Deci noi acum... Ăsta nu ne arată bine. Să fie ăsta drumul principal, ăsta arată drum, dar nu-mi dau seama. Nu seama nimic. Zice că intrarea la peșteră e în partea, intrarea la Ice Cave, zice că e în partea aia undeva. Dar nu seamănă absolut nimic aici. Și știi care e chestia? Uite, nordul încolo. Știi care e chestia? Noi venim din... Dacă venim din partea asta, ar fi trebuit că se poate declar să vedem Panglica. Aia roz, da. Bă, deci... Încolo e, da, am văzut lumina, mamă, deci... Nu știu, dar eu m-am căcat pe mine de frică. Bă, sincer și eu. Mamă, știi, deci nu vă puteți da seama acum cum îmi bate inima. E ca în filmele aia horror când găsești ceva al unei persoane, să zicem, de ceodată și deodată totul mai funcționează. Mamă, lasă-mă, exact lasă-mă, nu, eu nu pun pe seama paranormalului, pun pe seama faptului că ne-am aventurat noi. Ne-am aventurat foarte mult și n-am respectat. Și am intrat pe o parte a pădurii și acum să zic că intrăm prin altă parte. Dar faza e că, uitați, vedeți? Se vede, nu știu dacă pot să fac zoom. Se vede. Cu pădurea asta. Stai puțin. Uite, vedeți acolo în față. Se vede lumina, da. Lumina acolo în față, știți? Zi, vedeți. Și stai treacă cu pădurea asta. Vă face să vă aventurați cât mai mult în interiorul ei, încât nu mai țineți cont de nimic și vă pierdeți interior. Da, frate, asta e. Deci noi am mers, ne-am luat cu vorbe cu una alta despre crime, despre moarte, căcaturi, alte prostii, am început să vorbim. Și când ne-am trezit, nu mai știam unde suntem. Nu mai știam unde suntem. Gata. Asta, o secundă, așa. Asta a fost și cu Aokigahara Forest. Sincer să fiu, înainte să intrăm în pădure, nu mă gândeam că lucrurile vor deveni atât de intense. În principiu nu cred în chestiile pe care le văd pe internet sau pe care le citesc pe internet sau, nu știu, pe care mi le spun prietenii sau oamenii în general. Îmi place să văd cu ochii mei. În principiu eu funcționez foarte bine în situații de tensiune limită, maximă, ca da, le numesc așa. În situații limită, funcționez foarte bine. Ce vreau să vă spun? Au fost la un moment dat câțiva dintre voi care mi-au scris pe canalul meu de YouTube că se gândesc serios să se sinucidă, că n-au niciun motiv să trăiască și așa mai departe. Treaba asta a fost acum mult timp. Mi-au dat niște mesaje, eu le-am răspuns foarte scurt și vreau să-mi cer scuze că am făcut treaba asta. Vreau să vă spun că dacă aveți tendințe de acest gen sau dacă aveți gânduri de acest gen, cea mai bună variantă este să căutați ajutor, sunt persoane specializate pe asemenea cazuri și trebuie să înțelegeți că, în principiu, oricât de grea ar fi viața sau oricât de grea ar fi chestiile care ni se întâmplă... Nu merită trăită, nu merită să o sacrifici pentru ceva incert, pentru ceva, pentru o iluzie. Da, așa e, Vlăduț are dreptate, trebuie pur și simplu să încercați să vedeți partea bună și partea frumoasă a lucrurilor și... Repet, dacă aveți asemenea gânduri, nu le țineți pentru voi. Nu căutați ajutor pe internet. Internetul este cea mai mare prostie din lumea asta. Este cel mai toxic environment, cel mai toxic mediu. Dacă aveți probleme, dacă aveți gânduri de acest gen, vorbiți cu părinții voștri, vorbiți cu frații, surorile, încercați să evitați discuțiile cu prietenii, pentru că prietenii nu sunt foarte implicați în relația cu voi. Trebuie să înțelegeți o chestie. În această viață, în afară de mamă, tată, frate sau soră sau ce aveți voi, nobody gives a shit, credeți-mă. Așa stau lucrurile, corect. Nu vă puneți baza în absolut nimeni, pentru că prietenii sunt lângă voi pentru o relație de prietenie așa foarte șubredă. Poate în viața asta, din punctul meu de vedere, ajungi să ai unul, maxim doi prieteni de nădejde. Dar să te poți baza atunci când ai într-adevăr nevoie. Exact, dar și atunci, în momente din astea foarte dificile, nu e sigur și nimeni nu are abilitatea de a te ajuta și nimeni nu are interesul de a te ajuta la fel de mult cum ar face cineva foarte apropiație, cum ar fi mama, tata sau alte rude. Și țineți minte, puterea stă în voi. Fără voința voastră, nimeni nu vă poate ajuta. Dacă nu aveți putere și dacă nu aveți voință, că se poate întâmpla și chestia asta, repet, cereți ajutor. Sper că vi s-a părut interesant vlogul ăsta. Poate că anumite chestii nu ar fi trebuit să le arăt. Într-un fel îmi pare rău că am pus mâna pe lucrurile acelui om care a murit. Dar, în fine, asta am simțit să fac și asta am făcut. Sper să nu fie ceva rău.
Vădus-te, cum ți-a părut experiența? Este un loc marcant. Este un loc marcant care te învață multe. Și te învață în primul rând că viața trebuie trăită, indiferent de modul în care o faci, indiferent că ești din graphic designer, pădurar sau altceva. Sau YouTuber, sunt atâtea de văzut. Sau scriitor despre la sirianu. Sunt atâtea de văzut și atâtea de făcut încât chiar nu trebuie să ai niciun fel de gând switch. Dar indiferent de depresia în care te afli, indiferent de momentul greu care îți năpusește viața, niciodată să nu urmezi această cale neagră. În fine, asta a fost. Ne vă spune la revedere de aici, de la Okigahara, și ne continuăm seria normală de vloguri. Love you guys!